Vara tipică anul acesta, vremea trece de la o extremă la alta, de la cod de caniculă la cod de vreme rea, în interval de doar câteva ore. Oamenii nu știu la ce să se aștepte sau cum să se mai îmbrace. Astăzi, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, la orele dimineții s-au înregistrat 23 de grade, cu 10 mai puțin ca în ziua anterioară. Vremea este capricioasă în această vară. De la începutul lunii iulie au fost înregistrate aproape zilnic coduri de caniculă sau vreme rea. Instabilitatea atmosferică este la ea acasă, în Drobeta-Turnu-Severin, în acest moment. Mi se pare că oamenii de știință au dreptate în legătură cu schimbările climatice, așa că ne așteptăm la fel de fel de schimbări în cursul lunilor de vară, de primăvară, de iarnă. Uneori februarie a fost mai blând decât martie, decât mai. Așa, dar de regulă vara este caldă. Așa mi-aduc aminte, luna lui Cuptor întotdeauna era cu căldură mare, cu temperatură mare. Da. Putem spune că nu mai avem cele patru anotimpuri, se transformă încet, încet în două. Așa se pare, așa se pare, anotimpurile s-au comprimat puțin. Vremea e schimbătoare, planeta s-a mai încălzit, trebuie să ne așteptăm din ce mai mult la fenomene din astea extreme și așa va fi, când foarte cald, când vijelii, când furtuni, trebuie să avem grijă de planetă, asta este. Spune că nu mai avem cele patru anotimpuri tradiționale. Încă sunt, dar nu-s bine delimitate cum erau altădată. Furtuna și grindina au făcut prăpăd ieri seară în mai multe localități din Gorj și Mehedinți. ANM a transmis că județele Gorj, Mehedinți și Caraseverin se află sub cod roșu de vreme rea. În această dimineață s-au înregistrat temperaturi și cu 10 grade mai puțin față de ziua precedentă. Săptămâna trecută a fost o temperatură extraordinar de mare. Un aer din Africa s-a bătut asupra României, în special asupra părții de sud a Europei, Bulgarii, Grecii, Sârbii, noi. Iar după asta a venit un aer polar, fiindcă nu te mai aștepți la ceva bunuri de la... Ba prea cald, ba prea rece, ba prea... Nu mai știi ce să mai zici. Parcă nici... Dumnezeu nu mai ține cu noi. Nu știu cine Dumnezeu mai ține cu noi, că nu mai ține nimeni. Considerați odată că ne afectează aceste schimbări climatice? Absolut nu ne afectează. În primul rând, eu mă refer la categoria mea de vârstă, care suntem puțin mai în vârstă. Mai creșterile și scăderile și de temperatură nu sunt bune pentru organism. E super. Ce mai neplăcut e chestiile cu vântul, cu furtuna, ceva în sensul ăsta. Dar credeți că ne afectează aceste schimbări climatice? Bineînțeles, în timp. Păi se văd deja. Și nu e chiar foarte comod. Așa afectează și păpica și tot ce înseamnă viața de zi cu zi. Și spune că nu mai sunt cele patru anotimpuri clasice. Asta e de câțiva ani. Acum da, acum știu și eu, cred că e în curs de... Deci nu se va opri aici. Că e clar că lumea nu să... La un moment dat, cu o sferință la cărbune, că asta se pare că e monoxid de carbon care le emană centrale pe cărbune, mașinile, mă rog. Și nu cred că se va renunța curând. Scăderile ăștia bruște de la temperatură, creșteri, fac foarte rău organismului. Deci se creează o stare de disconfort care afectează mai ales pentru oamenii care au probleme de sănătate, boli cardiova, circulație, plămâni și așa mai departe, sunt foarte afectați. Creșterile și scăderile bruște de temperatură nu aduc, deci nu sunt confortabile pentru om. Bolile cardiovasculare se clasează ca principala cauză de deces la nivel mondial. Printre alți factori, schimbările climatice au un impact semnificativ asupra sănătății inimii noastre. În plus, impactul negativ al schimbărilor climatice asupra calității aerului, care este determinat parțial de o creștere a incendiilor de vegetație alimentate de secetă și de concentrații mai mari de particule toxice în aer, este de asemenea asociat cu afectarea inimii.